În primele 9 luni ale anului 2023, polițiștii rutieri hunedoreni au intensificat activitățile preventive în trafic pentru reducerea riscului rutier. Acțiunile vor continua și în perioada următoare. În primele 9 luni ale acestui an au fost organizate aproape 800 de acțiuni de prevenire și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În perioada supusă analizei, pe drumurile deschise traficului rutier din județul Hunedoara s-au produs 61 de accidente grave de circulație. Au fost 21 de decese, un număr asemănător cu cel din anii trecuți, tot din aceeași perioadă. Numărul persoanelor rănite grav în accident este de 44 în 2023, acest bilanț fiind asemănător cu cel de anul trecut. Trendul la infracțiunile rutiere, din constatările pe care le avem, se mențin cam la același nivel. Nu e o fluctuație foarte mare, având în vedere și infrastructura, care avem și numărul de autovehicule prezente pe drumurile publice. Principalele nereguli în trafic în acest moment au fost identificate din partea pietonilor, din partea conducătorilor auto pentru nerespectarea vitezei, neadaptarea la condițiile de drum. Astea sunt principalele cauze care duc la accidente, uneori soldate cu victime și cu decese. Cu ocazia activităților specifice întreprinse în teren, zilnic, polițiștii au aplicat peste 24.000 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule peste 2.100 de permise de conducere, au fost constatate 715 infracțiuni, din care 383 contra siguranței circulației pe drumurile publice și au fost retrase peste 900 de certificate de înmatriculare.